dintre toate cele trei clase de infecții, fungică, virală, bacteriană, da? Deci virală, bacteriană și fungică, cea mai greu de tratat este infecția fungică. Și de ce este cel mai greu de tratat? De aceea, pentru că fungii pot să rămână în stare sporulată, ei se încapsulează, pot să rămână în stare aceea capsulată timp de 3 ani. 3 ani de zile ei pot să rămână în forma aceea și supraviețuiesc. În momentul în care, să vă dau un exemplu, persoana respectivă n-a mai folosit aparatul de aerosol, au rămas spori de fungi pe măscuță, pe furtunel, pe celelalte dispozitive în care ea a respirat, da? Probabil fungii au fost inițial în cavitatea bucală, mai probabil, pentru că de regulă acolo facem candidoză orofaringiană, dar ea, făcând aerosol, dacă a avut o tuse, să zic, a lăsat spori pe măscuță. Sporii respectivi se distrug doar la temperaturi înalte, doar prin fierbere sau prin imersie în soluții de dezinfectat la rece. Sunt soluții avizate de Ministerul Sănătății care au acțiune virusocidă, tuberculocidă, fungicidă, bactericidă. Aceste soluții se pot folosi și acasă. Producătorul dă și modul de preparare acestei soluții, iar aceste elemente ale aparatului de aerosol se imersează în soluția preparată și se ține acolo. Sigur, dacă nu ai o astfel de soluție, poți desigur să torni apă clocotită și să lași elementele în apă clocotită. Problema este că la temperaturi înalte acel plastic se învechește și devine rigid și se rupe. Devine rigid, se fisurează, are o viață mult mai scăzută dacă se folosește prin fierbere la temperaturi înalte. La fel se poate întâmpla în cazul unei infecții fungice, de exemplu, dacă ai o onicomicoză, să zic, am mai tot discutat despre asta. Ai o onicomicoză, tu faci tratament, porii respectiv rămân într-o șosetă pe care probabil nu o mai folosești, iar, să zicem, utopic vorbind, deși eu nu prea știu persoane care au reușit să se trateze de onicomicoză cu tratamentele astea actuale, dacă după ce te-ai tratat, utopic vorbind, te-ai tratat, peste un an de zile iei șoseta care are sporul în șosetă, l-ai tras pe picior și transpiri, sporul respectiv începe să prindă viață și să recontamineze piciorul și patul unghial, unghia, absolut tot. Deci aparatul de aerosoli are mai multe elemente, după cum vedeți, are mai multe elemente care sunt detașabile și care trebuie curățate. Atât măscuța, cât și furtunelul respectiv, toate elementele prin care respirația noastră, pentru că prin inspir-expir, se poate să ajungă în toate aceste elemente, toți porii, toți virusii, bacteriile. Pentru cei interesați de mai multe cazuri, puteți intra pe www.medataloș.ro la secțiunea Clipuri Live sau la secțiunea Articole pentru citirea articolelor în format text.